Salut, băi, fraților, și bine v-am regăsit la un nou episod din Forza Horizon serie... Ce mașină ai, mă? Aia noastră, pe care am reușit să... Ba nu e BMW. Seria de Forza Horizon. Înainte să începem acest episod, nu uitați să apăsați butonașul de like, să strângem și noi acolo un 4000 de like-uri, 4000 așa, să fim... Hai cu 5000. 5000? Bine, grasule, dacă vrei tu 5000. Băi, fraților, astăzi vreau să facem ceva interesant, pentru că am văzut în timp ce căutam o mașină, că s-au băgat, grasule, s-au băgat mașini, cum le spune, James Bond Edition, știai? Așa. Și vreau să luăm fiecare câte o mașină de-a lui James Bond, agent 007. Da, mă, da, să dă bani, nu dă bani pe ceva. Nu, nu, că sunt gratis, gras, sunt gratis. Ah, da? Și să vedem. Eu mi-am luat un Jaguar și vezi, grasule, că mai este un Aston Martin din 2015. Du-te la festival și caută acolo... Cred că la J s-ar putea să fie, chiar la Forza chestii și iau la asta, nu dau bani. Băi, ești nesimțit. Nu dau. Nu mai ai deloc, gata. Ba mă am, păi de-aia nu vreau, că dezgârcit. A, dezgârcit, da, bine, ăsta e mai zgârcit în realitate, aparent. Așa, bun. La Aston Martin? Da, nu, dai la James Bond Edition, cauzi J, pentru că acolo ar trebui să fie. Deci eu mi-am luat Jaguarul ăsta CX-75. Jaguarul. Și grasul o să-și ia Aston Martin DB10, sau bine, grasule, dacă vrei tu. Unde, mă, că costă o groază de bani, ești prost? Unde, mă, că e gratis, ce-i? Ce trebuie să fie gratis, mă, că sunt 3 milioane, 1 milion jumate. Mă, ce-i la tine, nu-s gratis? Nu. Jură-te. Mă jur. Vrei să fac poză? Mă, voi ce asta ediție de Forza aveți, că mă enervați? Bă, am luat-o și eu tot de pe G2-a, dar nu știu. Păi, dar am luat aceeași asta, eu cum le am pe toate gratis și voi nu le aveți? Că mi-ați mai zis de mașini tot așa, că la voi nu e gratis. Bă, nu, ia uite, bă, ce-mi face grasul. Din greșeală, o altă versiune mai bună. Bă, ești nebun, ce-mi face asta. Poate am luat-o eu din altă parte, cine știe, și era la același preț. Nu e gratis, jur că nu e. Te cred, bă, ești nebun. Păi și atunci ce facem, grasule? Nu știu. Trebuie să-ți iei altă mașină atunci. Eu ziceam să punem două din James Bond chestie, dar acum dacă tot mă apucai... Ia și tu o mașină, dar mai bunicică ceva, să nu fie... Să nu fie chiar praf. Eu intrai ca să caut aici la mașini. Acum o să iau și o să ies. Să iau o mașină? Da, iau o altă mașină, nu știu, de la tine. Nu mai lua James Bond, că dacă zici că costă mult. 3 milioane nici nu... Ce mașină? Nu știu, păi dăm o idee. Păi ia un supercar, că asta e destul de bunicică. Ca să se-și supercar? Să-și concureze. Păi da, ia un Lambo, un ceva, o șmecherie. Știi, gras? Și o să trebuiască să o și tunez, să știți. O să mergem să o tunăm. Ia uite, bă, ce-am făcut, bă, grasule, bă. Păi de unde să știu, mă, că tu ai... Păi de unde să știu că n-ai tu? Aia e întrebarea, opa. Bă, asta arată super, o să vă și prezint după. Ia să vedem ce avem de schimbat aici. Da, apare nici măcar... Cine mi-a modificat berlineta? Hai că modific și eu. O modific și da, bă, cu motorul și cu ăștia, cum le facem noi, păi clasic, nici da? Măcar nu pot să-i pun, n-are rost să spun asta pentru că deja are eleron. Nici n-aș putea, gras, pentru că nu are nimic de schimbat și ce pot să schimb la partea aia mai mult scade decât crește, așa că nu mă ajută. A, păi hai că e modificat asta, nu? A, e modificată. Ok, o să ieși eu repede, că aparent nu am foarte multe de modificat la ea. Din păcate, bă, tu știi, mă, că mi-ai sub cioaca într-o zi? Bă, nu mai știu, totul era vag, așa, dar acum nu știu... Ca fi piața, da. Acum se hai. Poate, habar n-am, nu știu ce să zic, race turbo, race sau sport turbo, sport, race turbo, cred. Așa, race intercooler și race oil, bravo. Băi, n-am avut foarte multe de schimbat la ea, sincer, chiar nu am avut multe de schimbat. Cred că mai bine o lăsai 900, adică gen poți să o lași la 900 ca să nu scadă, pentru curse mă refer, să nu crească de S2. Sau S1 900, S2 900 și ceva, da, S1 900. Bă, gras, eu am tunat-o. Bine, nu aveam foarte mult. Te aștept la drag să le facem și... One... Cine-i, mă, Luca asta? Îl am la prieteni? A, nu cred. Gianluca Vacchi, așa-l cheamă. Gianluca? O, uliu. Săracul el. Ba, mă, gras, stai un pic. Până faci tu ce faci pe acolo, eu o să fac în felul următor. O să șterg ceva, că nu mai am memorie. Bine că mi-a adus aminte. Delete. Așa. Pentru că poate se întâmpla ceva, ce se întâmpla și ce nu se întâmpla, că se întâmpla, că nu se întâmpla. Hai că eu sunt cu Berlineta aici. Ferrari F12 Berlineta. Pinifarina. Am oprit și am pornit ca să fiu sigur că nu cumva se corupe filmarea, bărând dacă se corupe să nu fie chiar așa de mare problema, grasule. Ce faci, mă? De ce mă bați?
Așa. Dă-i mă drumul de aici, bă, Luca! Lasă-mă pace să fac și o poză. Luca! Nu mă lasă Luca să fac poză, grasul, eu trebuia să-ți facem după. Așa. A, gata. Pleca Luca, mă? Pleca, pleca. Da. Așa, perfect. Hai cu pozele, da, neamule! Da, e 4x4 cumva? Bă, da, dar e 4x4 stoc, să știi. Mamă, dar eu te zic ce șmecher arată, grasule. Păi de ce e stoc? Că nu înțeleg. Păi de ce nu o tunași? Păi o tunai, dar e 4x4 ea de la mama ei. Mm. Da. Jaguar. Arată șmecher, bă, n-ai ce să-i comentez, zi tu. Nu am văzut viața mă așa ceva. Păi normal, ce faci, nebunule? Hai, dă-i! Hai. Că tot plecai cum ar veni când trebuie. Da, pleca și cam cum trebuie. Dar te fac ras! Aaa, 273, tu cât prinsăși? Nu știu, că iară mai a dezactivat asta. Bă, dar de ce tot dezactivezi? Nu înțeleg, ce te deranjează? Nu pot să spun. Nu pot să-mi spui eu? Nu pot, nu. Bă, ăsta are secrete, fraților, ca să facă mai mult pe top speed. E nebun ăsta. Care era asta? Că nu mai știu, speed 1 metru. Go skills, notification, online, event, dravatar. Nu știu, că eu n-am scos niciodată ăsta, că n-am avut nevoie. Voi vă dați seama, fraților, că din asta scotea agentul 007 pistolul cu silencer. Eu așa îl țin minte, cu pistolul ăla lui cu silencer. Serios, dacă nu. Și erau joculețe, știi, înainte. Cred că e printre primele jocuri pe care le-am jucat cu agentul 007. Bă, era șmecher pentru perioada aia. Era chiar șmecher pentru perioada aia. Unde te mai duci, mă nebune? Vrei să-i mai dai o dată sau ce? Tot nu-mi scrie. Tot nu scrie? Nu știu care e, că nici nu scrie exact. Păi nu știu, grasule, dacă îl tot dezactivezi. Quick chat, live time, wrong way, name over scars. Asta nu, unități, ghost. Ce este astea ghost? Ghost înseamnă fantome, dar nu înțeleg ce treabă ar avea fantomele cu ce faci tu. Sincer. Nu înțeleg ce se întâmplă, fătus mama. Bă, grasule, de ce mă înjuri, bă? Bă, nu e frumos, grasule. Gata, ia hai. Ia hai să vedem acum. De-aia eu zic că oricum te fac praf. Adică bine, te cam făcui praf deja, sincer. Gata, scrie acum. De dimineață. Scrie, bravo. Hai pe ăsta, pe... Să vedem top speed-ul, deși, bă, nu știu. Nu știu cât de mare o să fie top speed-ul. S-ar putea să ne facă grasul ăsta. Cred că te fac. Aia vreau să zic și eu. Da, ce motor ai pe ea? Nu știi tu? Bă, nu știu, mă, crezi că nu putui să-i... Cum se numește? Nu putui să umblu la motor deloc. Știi? Așa, e bravo. Că dacă puteam să umblu, o spuneam și eu. Cum poți să observi ce motor ai? Bă, dar se ține bine pe curbe. Chiar bine. Bine, până nu fac eu prostii ca asta. Dau reders să ai. Hai, se vede că e 4x4, mă. Bă, grasule, ce fac cu? Sunt în urmă, dar e greu asta, că e doar spate. Crezi că spică netul, că văzut că nu mai ziceai nimic. Am luat frica. A, păi nu, cu că mă plictisești tu și de aia. A, iartă-mă, bă. Cine-l chema, mă, pe ăsta? Bine, suntem doar noi doi. Cine-l chema, mă, pe ăsta? Da. E bine. Mamă, dar te fac praf, grasule. Dacă făceam concurs pe mașină acum, erai... Pa. Ce vreau, pe asta e doar spate, 1000 și ceva de cai pe ea. Păi și ce, bă, nu e mult? A, păi nu e mult, dar doar pe spate? Bă, să știi că, într-adevăr, câteodată, ca și handling și ăsta, e mai bine să nu aibă putere foarte mare. Că te dă de cur. Te dă de cur rău. Că așa era ăsta... Păi nu poți să-i pui pe puterea jos. Păi da. Degeaba o ai. Da, chiar da. Deci și noi nu suntem în realitate exact, sau să avem un volan să o facem din pedală, păi da, să bravo, calci mai puțin pedală, e ce cam blană, știi? Exact. Și așa era ăla al meu, nu știi, când am făcut atunci cu Mercedes-ul ăla. Deci ăla n-aveam cum să-l fac până în a treia. Putea să mâncam faci pe la top speed. Ziceți? Nu ia top speed mare, nu. Bă, dar nu cred că ia nici al meu prea mare. Deci la top speed, la drag oarecum aștept. Bă, credeam că am răua mea. Ce zisești că e California? Nu, e Berlineta. Berlineta? Bine, nu-i schimba și motorul. Fără motor schimbat. Bine că nici a mea n-are motorul schimbat, dar... Eu nici nu puteam să-l schimb și o diferență între ele. Ia să vedem pe unde e grasul ăsta. Păi nici a mea nu are motorul schimbat, stai neștit. Păi aia zic că nu l-are schimbat, dar atunci când nu poți deloc să-l schimbi, parcă e o diferență. Da, ce diferență?
Diferența că când nu poți să-l schimbi e un pic mai bună mașina. Înțelegi tu? Hai la, Că nu 3-2-1. poți să-l schimbi? Da, deci gen dacă n-are motor de schimbat, de obicei stock, practic cu motorul ei stock e mai bună decât a ta care ar putea să schimbe motorul Forza, nu știu de ce. Am observat chestia asta. Bă, să știi că aparent pare seducată asta a mea. Gata, luai tot top speed-ul. Cât? 364. Na, no, 382 al meu. Ba nu, 381. Bă, cam puțin la tine, cam puțin. La mine mă cam așteptam la un 370-380 la asta. Eu mă așteptam la 400 măcar care... Bă, aia ziceam. De 6 litri. Păi aia zic, dă-o mamă, ei, și lua 360, ești nebun. Și e limitată la 360, îți face din ăla cu pe roșu. Tă, da, tă, tă, tă. Aia. Înseamnă că, să știi că s-ar mai putea... urca, dar nu mai are unde. Aia voiam să zic, nu e de la motor. Că motorul s-ar duce să poate în 400, e de la cutie. Dacă îi umbli la fine tuning, cred că îți prinde 400 aia. Ah, da, e pe ea să așa să nu uităm. Dar nu la știu dacă... tune car, ce fine tuning, mă? Nu știu, așa îi zic, că îi zic fine tuning, nu știu de ce. Ia să vedem. Deci dacă i-aș da transmisia la minim... Ia vezi, că 433. Îți simulează... Cât? 433? Da. Păi și ea încearcă să-i dai acum. Ia fraților, să vedem și noi. Deci la ce îi dăduci la gearing, nu? Sau? Da. La gearing și la prima aia. Final drive, îl băgași minim, nu? Da. Ia să mai scădem un pic pe aici. Nu, no, tot la fel rămâne la astea. Bă, și mie, acum mi-arată că îmi prinde 400, să știi. Ia să vedem. Să vedem dacă chiar îl prinde, aia e ideea. Sau ia fii atent, dacă am dat noi înapoi ăsta. Ce? Și doar ultima treaptă aș dau așa. Să știi că din... Păi da, ultima treaptă. A, nu e mare lucru, nu. Păi și ia, de, încearcă iar să-i dai. Că încerc și o să-i dau să văd dacă îmi prinde 400 de ăla. Îi dau acum. Bine, iar putea fi schimbată mai mult, dar asta e cel mai simplu și cel mai rapid de făcut, sincer, adică să-i schimbi un singur. Mă, să vedem, dar să știi că s-ar putea să se ducă mai mult. Hai, dă-o încolo, că se duce 150 pe întâi, ești nebun? Păi da, e schimbat și ăsta. Da, mie mi-a ajuns în 401. Și schimbă, ești nebun? Da, nu mai crește prea mult. 403. Păi și stai mă un pic, deci mie... Ăsta mă minte aici. Mie îmi zice că prinde maxim 401, dar mie în loc 403. Pe cum vine asta? E, se mai întâmplă, e și la deal și la vale. Da, bine, și asta contează, da, într-adevăr. Dar cred că să mai duce. Eu la 400 la urcare, gândește-te numai. Bă, ești nebun, pă, prinde, cred că îți prinde 420 ăla. La deci, minim. Bă, mie mi-e să fără, și mai mult. Fără tuning pe cutia de viteze te făcui, dar cu tuning-ul mă faci bine. Zisei, de obicei bă, când e limitată, e limitată datorită cutiei de viteze, nu datorită motorului. Motorul s-ar mai duce. Știi? Înțelegi tu, grasule? Bă, oricum, ca și mașină, e șmecheră asta, Jaguarul ăsta, adică îmi place că e așa, e agresivă. E ca lumea, e ce-i trebuia agentului 007, grasule. Mă crezi? Hai că m-a pus să-i dau și acum, ia. Filmează-mă. Te filmez. Paparazzi! Hai, gras. Îi dai? Hai că plec și eu odată cu tine. Bă, vezi, ai grijă că pe prima bandă e accident. Așa. Zice e prima bandă că genii suntem pe dreapta, știți, aia ar fi prima. Exact. Și mecherie grasă. Bă, am 400. Da, dar mă lovi, bă, gamea ești picioare. Apasă R, apasă R. Apasă R. Nu, no, mi-e atâta mea, nu. Nu vrea să mi se ducă mai mult. Bine, acum nu mi se duce nici atât. 410. Da, deja e clar. 420. Da, ai lovit tu pe ăștia pe aici, pișamaș pe tine, că se mai văd, că mai sunt și... Bum! Nu te mai bă, duce. îmi lua. Vreo 430. Bă, ești nebun. Îți lua bine. Bine. Păi de diferență de la 360 la 430, ești nebun? Înseamnă că era nasoală rău cutia limitată. Deci răuri de tot. Păi 430 deci, e super, ce 430 super. Bă, fraților, ce să vă mai zic? Cam asta o să fie cu episodul. E șmecherică mașina. I-aș da... Bă,
Ea costă 1,5 milioane în mod normal, din câte îmi zise mie grasul. Dacă e să o cumperi de la, poate de la ăsta e mai puțin dacă vrei să o iei de la Auction Shop, pentru că e gratis la ăștia care au, n-au Standard Edition, care au Premium Edition, cred. Și ce pot să vă zic eu? Nu uitați să vă apăsați butonul de like, i-aș da un 9 Jaguarului. Eu zic că merită nota 9, mai ales că e al lui Agentul 007. Deci, ce să vă zic, nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și noi o să ne vedem pe următorul episod. Vă pup, pa, pa!